Acoperișul și mansarda unei locuințe din localitatea Jidoștița au ars în acest weekend în urma unui incendiu izbucnit la coșul de fum. Proprietara, o femeie în vârstă de circa 75 de ani, a suferit un atac de panică fiind nevoie de intervenția paramedicilor SMURD. Circa 50 de metri pătrați din acoperișul unei case cu etaj din localitatea Jidoștița au ars în acest weekend după ce un incendiu a izbucnit din cauza neizolării coșului de fum al imobilului. O ambulanță SMURD și două echipaje de pompieri cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă, dar și o auto specială de lucru la înălțime au intervenit pentru ca flăcările izbucnite să nu cuprindă întregul imobil. La vederea flăcărilor, proprietarea în vârstă de 75 de ani a făcut atac de panică fiind nevoie de intervenția paramedicilor SMURD. În cursul zilei de duminică, echipaje operative de pompieri din cadrul detașamentului Trebleta Turnu Severin au intervenit cu două auto speciale, cu apă și spumă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă în localitatea Jidoștița. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la acoperișul imobilului pe o suprafață de circa 50 de metri pătrați, cuprinzând și bunurile din două încăperi situate la mansardă. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite, împiedicând extinderea flăcărilor la întreaga construcție. O persoană în vârstă de circa 75 de ani a suferit un atac de panică și a fost monitorizată de paramedicii SMURD. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de neprotejarea termică a coșului de fum față de materialele combustibile. Reamintim cetățenilor că este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de fum. Totodată, coșurile de zid se tencuie și se dau cu vara atât la interior cât și la exterior, pentru a se observa cu ușurință eventualele fisuri. Este interzis a se folosi coșuri de zid netencuite, necurățate sau deteriorate. Neizolarea termică a coșului de fum poate pune în pericol nu doar bunurile, ci chiar viața. Pompierii mehedințeni recomandă cetățenilor verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului.